și alte zone. Vreau să spun că Timișoara se organizează în fiecare an în Târgea Meșteșugare. La acest Târgea Meșteșugare nu are nici măcar o singură bănuțea, o bănuțea pe care se arată o tehnică de țesut sau de usul. Nu mai știu cum arată acest ustom cu adevărat. De-a lungul timpului, tot timpul acest costum a suferit o tipă de schimbări. Fie că a fost influențe urbane, fie că a fost influențe ale naționalităților conocuitoare. De aceea, ce am spus pentru directorul, este foarte divers. De aceea și colecția este foarte diversă. Este tot ce am colecționat, am colecționat după criterii foarte stricte, după sufoare grafice, perioadă, fiecare piesă are o fișă analitică, o fotografie, o descriere foarte atențită.